De 13 ani este noul campion al Marii Britanii la dans. În același timp este și cel mai tânăr român dansator sportiv din toate timpurile, care a devenit campion național în Regatul Unit. Îl avem invitat în studioul Dimineții de Știri, alături de partenera lui Mia Lini Colden și de tatăl său Ovidiu Toader. Bună dimineața, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Bună dimineața. Andrei, încep cu tine. Vreau să ne povestești, să ne spui câteva lucruri despre povestea voastră incredibilă. Pentru că nu v-ați cunoscut într-un club de dans ca și o pereche obișnuită, nu ați început să dansați de mici împreună, aveți așa o poveste mai deosebită, mai ieșită din comun. Spune-ne cum v-ați cunoscut. Da, tatăl meu a văzut pe Facebook că mama fetei a postat că își caută partener și atunci a luat legătura cu mama fetei și s-au conversat și așa am ajuns eu în aprilie să mă duc să fac o probă acolo și a ieșit foarte bine, așa că noi ne-am pus un parteneriat. O probă care a constat în ce? Am făcut niște antrenamente cu antrenori de acolo de ei și ei se uitau dacă ne potrivim în pereche, dacă... Da. Dacă vă potriviți, dacă vi se potrivesc pașii, dacă sunteți practic compatibili. Ca nu și neapărat de pași, că se pot face coreografii noi, dacă ne potrivim... Fizic? Da, fizic. Mai mult fizic contează. Și la nivelul de dans. Și cum a fost prima întâlnire? Mia, povestește-mi tu, cum a fost prima întâlnire dintre tine și Andrei? Ne-am întâlnit pe Facebook cu tatăl lui Andrei, iar mama mea. Apoi au ținut legătura și a organizat o probă în Blackburn, în Marea Britanie. La cea mai mare competiție de junior din Marea Britanie. După probă au continuat discuțiile, am ținut legătura și au făcut în așa fel încât să fim o pereche și să dansăm împreună. Câștigat acest mare premiu la foarte scurt timp după ce ați început să dansați împreună, după ce ați evoluat ca și cuplu, ca și pereche. You started to dance together and you won this award right after you got in touch. Yes. Cum a fost? Cât de mult v-ați pregătit? How was it? You had to work hard for this? Yes, we had to work very hard because... Da, desigur, a trebuit să luptăm din greu. We wanted it so badly to win the Under-14 UK Championship. Ne doream cu ardoare să câștigăm campionatul din Marea Britanie. And then we did, so it was... L-am câștigat. Domnule Toader, vreau să vă întreb, cum ați avut curajul să îl lăsați pe Andrei să plece? Am înțeles că acum el locuiește la familia Miei. Da. Cum ați avut curajul la 13 ani să-l lăsați să-și ia zborul singur? Ați spus foarte bine să-l las să-și ia zborul singur, să-l lăsăm. Că și mama lui, care a avut mai mari emoții decât mine cu plecarea lui Andrei în Manchester, a luat această decizie. După părerea noastră, părinții au datoria să le dea zborul copiilor cât se poate de repede, să poată să zboare pe aripile lor și în felul în care ei pot să facă asta mai bine. Iar Andrei are marele noroc că și-a descoperit un talent atât de
puternic pe care îl are în el de vreme, foarte de vreme, și cu ajutorul unor oameni minunați din Timișoara care l-au descoperit și care l-au pregătit până când a ajuns aici. El a început să danseze de la vârsta de 6 ani. De asta vreau să vă întreb, și a evoluat aici în România? La... Da, da. În Timișoara, a evoluat la două din cluburile din Timișoara și s-a antrenat cu antrenori de acolo. Și în ultimii 3 ani de zile a făcut parte din lotul României de dans sportiv, adică e un grup format din primele șase perechi ca și valoare de la fiecare categorie de vârstă. Deci era în top și aici în România. Da. Ce s-a întâmplat, Andrei? Cum ai rămas fără parteneră? De fapt, nu a fost chiar așa, pentru că am găsit chiar după ce am... Chiar, cred că 2 săptămâni după ce m-am despărțit de cealaltă parteneră. Cred că aș putea răspunde eu mai bine la întrebarea asta. El e puțin emoționat. E mult mai strong. Mi-ai promis pe înainte de intervenție că nu o să ai emoții. Hai să vedem dacă și este. Da, vă rog, domnul da, doctor. Deci, în martie a avut loc campionatul național al României, unde am fost și noi și părinții fostei partenere și antrenorul. Am fost destul de dezamăgit de rezultatul de acolo. Știați că poate mai mult, nu? Știam că ar trebui să fie mai sus, după cum ne dădeam seama de valoarea lor. Și a intervenit și o ușoară nepotrivire fizică între cei doi, pentru că fata, cum sunt fetele, se dezvoltă mai repede. El rămăsese destul de slăbuț și micuț față de fata care s-a dezvoltat cum e vârsta. Și în momentul acela, fiind în acea dezamăgire de la campionat, am zis hai să vedem dacă există o posibilitate în altă direcție. Întâmplător am primit o cerere de prietenie pe Facebook, cum se procedează, de la o doamnă din Anglia, nu știam de ce, am cercetat cine este persoana respectivă și am văzut că are un anunț de căutare de partener pentru fiica dumneai, care are 12 ani, în vorba de Mia. Și am intrat în conversație pe Messenger și după câteva schimburi de mesaje, multe schimburi de mesaje, am stabilit câteva detalii care ne-au făcut să luăm această decizie. A fost o decizie foarte grea, vă dați seama, el are doar 13 ani, locuiește acolo împreună cu părinții miei. Va începe liceul acolo în septembrie, de fapt a și început deja, a fost în luna iulie 2 sau 3 săptămâni la școală, să se acomodeze cu profesorii, cu noi colegi. Îi place foarte mult acolo, foarte repede a crescut limba engleză și se descurcă foarte bine limba engleză. Am început să-l întreb eu acum să-mi spună cuvinte din limba engleză. Ce să vă spun, e un rezultat fantastic pe care l-a obținut după doar 8 săptămâni de antrenament împreună. Da, este incredibil, pentru că de regulă, pentru ca această chimie să se formeze între doi parteneri, e nevoie de o perioadă, nu, de multe ori nu foarte îndelungată, dar totuși în 2 luni să ajungi să obții o asemenea performanță. Iată, este primul român din istorie care a reușit până în momentul de față să obțină o asemenea performanță. La această vârstă, da. Under 14 este categoria la care sunt ei acum. Andrei, vreau să te întreb cum decurge o zi din viața ta acum? Cu antrenamente, cu joacă, mai ai timp, mai aveți timp? Nu prea mai avem timp de... Cum decurge o zi? Ce faceți în fiecare zi? Păi, acum sunteți în vacanță, nu aveți treabă cu școala. Da, când sunteți la școală și când e programul de școală sau în vacanță. Când e programul de școală, așa, ca să deci, fie... De dimineața, de la ora 8:30, ne ducem la școală până la ora 1:30 sau 2:30, cam așa. Și după aceea ne întoarcem acasă, mâncăm de prânz. Și începeți treaba. Și, da, avem antrenament după aia 2 ore sau câteodată și 3 ore. În fiecare zi? Da, și numai că ne ocupă atât de mult timp în zi, deoarece antrenamentele se fac în alte orașe din Anglia, pentru că am găsit antrenor foarte bun în Liverpool, numai este o oră distanță, ca cu mașina,
până... Vă pierdeți foarte mult timp în mașină până da. La sala de antrenament, nu? Da. O dată pe zi aveți aceste antrenamente? Da, cam așa. O dată pe zi. Câteodată mai avem câte o zi pauză, dar atunci când avem competiții foarte mari care urmează, nu avem zile pauză foarte multe. Cum ți se pare Marea Britanie? Îți place acolo? Te-ai da, obișnuit deja? Mult. Da. Te-ai gândit vreodată că o să ajungi, că o să te ducă viața, iată, tocmai în Anglia să dansezi acolo? Nu. Nu m-am gândit. Ai emoții pentru școală? Cum crezi că va fi? Ai fost puțin, ai fost în pregătire, așa să spună și colegii. Și cum ți se pare? E diferit și față de România? Școala... și sistemul este un pic diferit și cu notele și cu cum clasează ei nivelele și mie îmi place foarte mult acolo. Și o să te obișnuiești, da. Deci, nu? O să-ți fie da, și cu limba mi-a devenit mai ușor acum după ce am stat o lună, două luni acolo. Mia, aș vrea să te întreb cum este să ai un nou frate, iată, pentru că locuiți împreună, bănuiesc că vă petreceți majoritatea timpului împreună, mergeți și la antrenamente, la școală mergeți împreună, stă în casa acolo cu voi. Este diferit pentru că mai avem o persoană în casă. El a trebuit să renunțe la multe și înseamnă mult pentru noi. În același timp este și bine, pentru că am o soră mai mică, dar nu pot vorbi cu ea, pentru că ei îi place să joace cu păpușile, să se joace în general, iar cu el pot să discut. Putem avea o discuție. Am văzut că ai scris pe pagina ta de Facebook faptul că familia Toader este a doua ta familie. Cum te simți când vii aici în România? I felt very good when I came here because m-am simțit foarte bine când am venit aici. It was an excitement, it's a new experience. Eram foarte entuziasmată, este o experiență nouă. I never came to Romania before. Nu fusesem niciodată în România și mi-a plăcut foarte tare. Acum sunteți în vacanță, dar nu prea, din ceea ce am înțeles. Vă antrenați și în timpul ăsta de relaxare pe care trebuia să-l aveți în România, nu-i așa? Could you say that again, please? Yes, and we still have to work very hard. Da, încă trebuie să muncim greu. Because we've got things to do, like when we go back to England a week later. Când ne întoarcem în Anglia, o săptămână mai târziu, avem o competiție. And it's one of the biggest competitions of the year. Este una dintre cele mai mari competiții ale anului. So we have to work really hard for it. Așa că trebuie să muncim din greu pentru o performanță bună acolo. Aș vrea să vă întreb pe fiecare pe rând, această performanță, cât sacrificiu cere și ce presupune? Pe dumneavoastră în calitate de tată și pe ei în calitate de persoane direct implicate, iată, în asemenea lucruri. Vă rog, domnule Toader. În primul rând, eu l-aș numi focalizare, pentru că sacrificiu e un cuvânt care... Din punctul meu de vedere, înseamnă că noi simțim că sacrificăm ceva. Și din punct de vedere financiar, pentru că știm, dansul sportiv este un sport destul de costisitor. Da, este. Este un sport costisitor. Acum că se petrece în Anglia, este și mai costisitor pentru noi. E clar că acolo antrenamentele costă mult mai mult decât costă aici. Da, ei au ales această cale, sunt foarte talentați, sunt foarte potriviți împreună, exact cum spuneați, acea chimie a fost chiar din primul moment. A contat foarte mult treaba asta, pentru că am observat că din primul antrenament ei au reușit să fie o pereche foarte potrivită. Și asta nu se întâlnește foarte ușor. Campioni mondiali care a ajuns să fie campion mondial cu a 7-a, 8-a... După ani de muncă în pereche. A 10-a încercare.
de parteneriat. Iar ei, Mia este la al doilea partener, iar Andrei este la a treia parteneră. Sperăm că această pereche va merge mai departe și spuneați despre alegerea noastră. E foarte important pentru ei, le place foarte mult și cred că nu o simt ca pe un sacrificiu, cred că o simt și ei ca pe o bucurie de a face ceea ce îți place. Îi dați dreptate, domnule Toader, nu? Așa e. Nu mai avem timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă doresc multă baftă în continuare. Felicitări încă o dată. Felicitări și dumneavoastră pentru minuna de copil pe care aveți. Și vă mai aștept cu mare drag aici la Dimineața de Știri cu alte premii, nu? Așa să fie plină masa asta așa de trofee. Mulțumim foarte mult pentru timpul acordat pentru asemenea știri. Știu că în zilele de azi știrile sunt de altă natură în mare la noi, parte. La Dimineața de Știri întotdeauna avem timp pentru oameni frumoși. Vă mulțumim foarte mult. Luăm o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, și revenim cu alte informații.